Deși pare incredibil, există oameni ai străzii care refuză ajutorul autorităților pe verme rea, preferând să îndure frigul. Ei justifică atitudinea prin faptul că își pierd averea constând în câteva haine vechi și rupte sau kilograme de fier vechi. Autoritățile se plâng că nu există cadru legal pentru a-i forța să vină la adăpost. Pentru a evita situațiile în care se găsească înghețați, polițiștii locali pierd zeci de minute să-i convingă să nu doarmă pe stradă. Noi nimică, sunteți... Păi Matei, ești înghețat de acum, dar... Nu sunt eu! Dar până mâine dimineața, asta e cel mai mare gen în noaptea asta. Nu-i nimică, la primele și cu Nea Gheorghe Neagoe are 56 de ani și este de fel din Făgăraș. La Slatina a ajuns în urmă cu 19 ani și de atunci iarnă de iarnă înfruntă gerul pe stradă refuzând să vină la adăpost. Aseară, oamenii legii au reușit să-l convingă să le accepte ajutorul. Nea Gheorghe, mâncați! Cum e? Cum e aici la adăpost? E bine, e cald. Ați mai fost până acum? Nu. Și nu e mai bine că v-au convins, domnii polițiști, să ajungeți aici? De 4 ore au venit după mine și cu salvarea. Și de ce n-ați vrut să veniți? Vedeți că e mai bine. Ne-am vrut. Ați făcut baie? Am făcut acum. Da. Și mâncați! Veți mai veni? De acum încolo veți veni dacă la adăpost? Dacă e mâine seară frig, viu și mâine seară. În situația bărbatului, la Slatina sunt mai multe persoane. Majoritatea nu sunt localnici, unii provenind chiar din alte județe. În cazul unora, polițiștii locali fac eforturi pentru a-i convinge să vină la adăpost. Din păcate, nu avem măsuri și nu putem să forțăm niciun individ, niciun cetățean să vină la adăpost. Dar v-am zis, nu am avut până acum persoane care au refuzat categoric sau care nu s-au prezentat. Cei mai mulți au dat curs în drumările noastre, iar cei care au refuzat categoric au găsit surse proprii de încălzire. La adăpostul de noapte, cei aflați pe drumuri au parte de sprijinul autorităților locale pentru a trece cu bine peste perioada de ger cumplit. Se monitorizează tensiunea arterială, se face un triaj epidemiologic, sunt îndrumați către camere, unde își ocupă fiecare un pat, primesc un ceai cald și o gustare, au posibilitatea să-și facă și un duș, având apă caldă, și sunt găzduiți până a doua zi. Adăpostul de noapte de la Slatina are o capacitate de 10 locuri, de cele mai multe ori insuficiente pentru numărul de persoane care au nevoie de ajutor pe vremea rea. Așa se face că în fiecare noapte angajații trebuie să improvizeze locuri suplimentare.